și ele vin sigilate într-un costum de in și într-un alt sacos din ăsta, din pânză de in cusută, cu peceți domnești și arhierești, în care este scris un blestem că nimeni n-are voie să umbli la aceste moaște sau să ia din ele. Este o singură mărturie la vremea înainte de a... pe la 1700, 1700 și ceva, când oarecare femeie sau persoana a vrut să muște din nasul cuvioasei Parascheva și căruța n-a mai plecat mai departe până ce n-a... dus părticica la loc. Și în felul acesta, după aia, a fost sigilată și cu veșminte văzute, astea care le vedem noi că se schimbă periodic, după ce stau o vreme pe Sfânta Parascheva și au puterea miraculoasă, pentru că stau pe trupul unei sfinte, sunt date la bisericile cu hramul Sfintei Parascheva, la unde, la parohiile unde au oamenii evlavi și sunt, oamenii le păstrează frumos în baldachină, în răcliță și se închină la ele exact ca la Sfânta și sunt vindecătoare, ca papucii Sfântului Spiridon, ca papucii Sfântului Efrem, ca papucii Sfântului Gherasim de Chefal și mulți alți sfinți care au puterea aceasta miraculoasă a vindecării. Ca să vorbim de minuni, recomand un singur lucru. Încercați acolo la Pangar, chiar la Mitropolie, și cereți minuni ale cuvioasei Parascheva culese de la credincioși. Este acolo o ladă specială, inițiativa mi se pare că a fost a băieților din Mitropolie, cei care ascultau la spovedit tot felul de minuni, și-au pus o ladă și ca să nu se facă, cum să vă spun, ca să nu se facă o chestiune de tertip sau să pară alese sau să pară o făcătură, sau așa. Domnule, aici este o ladă pentru minuni care s-au petrecut în vremea cât ați fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și oamenii scrieau scrisoarea respectivă a minunii și îi dădeau drum acolo. Doar cu numele. Eu nu știu eu cine e, Buiciuc Maria sau Buiciuc Lucica sau Teodosie Gheorghe sau Vasilie Aglaie. Deci doar numele să știe cine a fost cel care a scris scrisoarea. Și s-au alcătuit una sau două sau trei volume foarte minunate, s-au luat cele mai consecvente, cele mai plauzibile. Și mie mi-a plăcut ceva extraordinar, păstrez, nu știu dacă e inedită sau ai mai fi spus-o, dar asta mi-a plăcut cel mai mult. Părintele Ioanichi o consemnă pe cea cu femeile de la Galați, care vin două bătrânele scumpe și cum sunt femeile, ele sunt foarte evlavioase și cu pietate și zice, fetița mami, ridică capul să-ți pun perna și Sfânta se ridică așa de umeri, singură, ca și cum ar fi vii, femeile pun perna aia brodată și ea lasă capul înapoi și femeia zice, vai, dragul mami, mi-a ascultat rugăciunea și preotul de la raclă rămâne mărmurit de întâmplarea asta, adică nu-i vine să creadă. Și recent, acum încoace de vreo 10 ani, să spunem, după Revoluție, oricum se petrece minunea, un tânăr student care avea un examen foarte greu, vine și aduce un buchet cuvioasei Sfinte Parascheva și spune așa, am un examen foarte greu, mă rog, la ce facultate era el, n-aș putea să menționez că mi-a rămas ideea, am citit-o în cărticica respectivă și pur și simplu m-a frapat pe mine ideea în sine, ce frumusețe a avut în ea. Dânsul duce buchetul de flori albe sau de trandafiri albi la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a lua examenul. Pune acolo un pomelnic de 10 lei, 15, 20 lei ce a pus el și spune așa, Sfântă Parascheva, te rog să mă ajut să trec examenul ăsta. Întâmplarea face că nu știe nimic la examen, pică, nu scrie nimic și vine supărat și îi spune preotului, vă rog să-mi dați florile înapoi. Și buchetul, preotul îi spune, dacă știi care e buchetul tău, ia, nu e nicio problemă, frăția ta l-a adus, faci ce vrei cu el. Studentul ia buchetul, se duce acolo unde stă la gazdă, îl pune într-o vază cu apă și își ia vacanța și pleacă 3 luni la țară de unde era el. Gazda, dacă era camera lui și era încuiată, nu și-a băgat nasul, acolo erau lucrușoare, acolo erau hăinuțe, cărți, nu s-au amestecat. Mi-ai plătit, faci ce vrei, e camera ta. Mai ales că era pe timp de vară, camera era încuiată, nu deranja cu nimic. Și când vine băiatul în toamnă, află că din corectura lucrării, până la urmă lucrarea a fost admisă, nota a fost de trecere, în urma unei contestații sau ceva.
Dar el nu s-a mai interesat. A zis, bă, sunt restant pe toamnă și cu asta m-am luat de grijă. Însă problema este alta. Când deschide camera unde stătea în gazdă, buchetul era la fel de proaspăt ca și cum l-ar fi cumpărat ieri. Și atunci și-a dat seama ce greșeală a putut face. Și l-a luat în ziua aceea, atunci toamna, când a început anul școlar, și l-a dus sfintii și i-a cerut iertare. Da, ce frumos. Da. Alte minuni, putem să spunem așa, toți bolnavii care s-au vindecat, toți oamenii care au avut tot felul de probleme, tot felul de lucruri interesante. Mie mi s-a întâmplat un simplu lucru scurt, nu consider o minune, ci o iau drept ca un semn. De atunci nici n-am mai făcut vreodată vreun gest de genul acesta. Eram în 96 și mă grăbeam să ajung la Sfânta, era tot așa aglomerat, era în octombrie, nu știu cum am prins eu din viteză alea că liber și cineva mi-a zis, hai intră acum că intră preoții, mi-a dat ceva unii cu son aici la gât. Și când am intrat, am zis că mai măcar se pun o leacă mâna pe mâinile Sfintei. Ei, dacă știți ce e aia o... Dacă știți ce e o roată de aragaz, care ai făcut mâncare și când ai stâns-o, ea rămâne fierbinte, cum stau mânuțele Sfinte așa puse în, și sunt acoperite cu pânza aceea, eu când am atins degetele mele de aceea, erau fierbinți ca și roata de la aragaz când ai oprit focul și nu mai arde, dar ai oprit atunci, recent. Și am zis că, bă, ăsta e mare semn de la Dumnezeu, probabil Sfânt am transmite ceva. Și de atunci, din 96 și până astăzi, niciodată n-am mai îndrăznit să ating Sfintele Moaște. Am dat cu fesul de pe cap sau cu o batistă, am atins racla sau am atins acolo în zona mâinilor. Și după aceea am băgat în buzunar sau am dat pe frunte, dar n-am mai pus mâna niciodată. Adică cumva Sfânta mi-a fi zis, bă, sunt aici, nu trebuie să mă pipăi, nu trebuie să... Dar toată lumea face asta. Toată lumea atinge mâinile, nu? Poate face, eu n-am mai făcut de atunci, am luat-o ca un semn că trebuie să înțeleg că totul vine prin credință. Uh-huh. Și ea m-a ajutat de multe ori în foarte multe probleme și am considerat că este un gest suficient de sacru din partea Sfintei, că m-a lăsat să o simt fierbinte. Adică cam așa ar trebui să fie credința ta dacă vrei să stăm de vorbă, aș spune. Da. Iar de ani de zile, ia ca e al 32-lea an în Iași, că sunt de la Revoluție, din 91, deci aș putea spune că n-am văzut ruperi de nori, prăpăstii, calamități, nenorociri, durere, Doamne ferește, trăsnete, ploi peste măsură sau orice alte greutăți. Deci această zonă a Moldovei este ferită prin această putere Sfintei Cuvioase Parascheva. Nu rachetele de grindină, nu stațiile meteorologice, ci mila și harul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl poate confirma oricine. Deci, că această zonă noastră a Moldovei este direct sub ocrotire, cum București este sub ocrotirea Sfântului Dimitri Basarabov. Și aici, când spun lucrul ăsta, spun un lucru foarte clar. Gândiți-vă că în 77 noi am avut un cutremur de vreo 7 grade și un pic, care a făcut mari stricăciuni în București. Și spune că aceste cutremure se repetă cam la 40-50 de ani. Ia uitați-vă că au trecut acei 40 de ani, poate și un pic mai bine, din 77 până acum, și totuși din mila Sfântului Dimitri, deși sunt atâtea blocuri vechi, atâtea construcții obosite, unele s-au mai restaurat, unele nu s-au mai restaurat, în unii oameni stau de nevoie că sunt săraci și n-au ce face, nu-și permit să facă alte mișcări din astea administrative sau financiare, și totuși Dumnezeu păstrează, deși e o zonă seismică foarte subțire, foarte instabilă. Apare aici în zona Vrancii mereu aceste mici mișcări, care spun eu că ele nu fac altceva decât să îmblânzească un cutremur care ar putea fi mai mare. Adică e mult mai lent, apare depresurizarea puterii lui. Și Dumnezeu ne ocrotește. Sfântul Grigorie de Capolito ocrotește Oltenia, Sfântul Iosif ocrotește Banatul, Ioan cel Nou ocrotește Suceava. Și zic eu că Sfânta Chiriachia ocrotește eparhia Hușilor.
Și zic eu că suntem într-o zonă destul de binecuvântată. Sfinții dobrogeni, Atal, Zotic, Amasis, Epictet, Astion, Sfântul Andrei și toți care sunt la Constanța, ocrotesc zona Dobrogei. Deci, din mila Sfântului, așa cum suntem noi, o țară văzută din punct de vedere intelectual, că suntem un pic retrograzi sau că suntem un pic în ev mediu sau că prea mult am și văzut o mizerie care nu mi-a plăcut, atâta i-am răspuns la domnul respectiv, că râzi de cineva e foarte bine, nu râde de sfinți că-ți semnezi singur sentința, nu.